Chiar înainte de întâlnirea cu socialdemocrații, premierul Florin Câțu a mai aruncat o săgeată către PSD. Șeful guvernului a reamintit că PSD-iștii au dus România la o inflație de peste 5%. Asta după ce Marcel Ciolacu declara acum câteva zile că am ajuns în aprilie la o inflație de 3,24%. O zi bună să mai demontez un fake news. Astăzi distrug cu date fake news-ul apărut în aceste zile despre inflație. Astăzi România este pe locul 6 în UE cu o rată a inflației de 2,7%. Am arătat că avem cele mai bune măsuri pentru a avea o creștere economică, cea mai rapidă revenire economică și am scos România din topul rușinii. În guvernarea PSD, România a avut cea mai mare rată a inflației din UE 3 ani la rând. Mai clar, România a condus topul rușinii în UE 3 ani la rând, când a fost guvernată de socialiști. Rata inflației în guvernarea PSD a ajuns la 5,4%. Nici până astăzi, PSD-iștii nu și-au cerut scuze în fața românilor pentru astfel de performanță. Cine știe, poate astăzi este ziua în care își vor cere scuze. A scris premierul Florin Câțu pe Facebook. E adevărat că nici de partea cealaltă Marcel Ciolacu nu s-a abținut. Șeful PSD a anunțat că politicienii formațiunii sale vor depune cu siguranță o moțiune împotriva guvernului în această sesiune parlamentară. Se impune acest lucru, a precizat Ciolacu.